Iar o femeie de 58 de ani din Mehedinți a ajuns la spital după ce a fost lovită în cap cu o furcă. Un vecin i-ar fi aplicat lovitura după câteva minute bune în care cei doi s-au certat. Motivul ar fi acela că femeia a scos calul la păscut pe pășunea lui. Femeia a fost transportată la spital, iar atacatorul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului. Bărbatul de 47 de ani din localitatea Traian, Mehedinți, a fost reținut după ce a lovit o femeie cu furca. Totul s-a întâmplat pe un câmp din localitate. Se pare că cei doi s-au certat pentru că femeia păștea calul pe pășunea sa. La un moment dat, omul a luat furca și s-a răzbunat. În urma incidentului, femeia a fost transportată la spital. Polițiștii din cadrul Poliției Oraș Vânjumare au continuat cercetările privind un bărbat de 47 de ani din localitatea Traian, bănuit de comiterea infracțiunii de lovire și alte violențe. Bărbatul, în data de 5 mai anul curent, a fost implicat într-un conflict spontan, în urma căruia o femeie de 58 de ani din aceeași localitate a fost rănită, fiind transportată la spitalul din municipiul Drobeta Tudor Severin pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță de reținere, iar astăzi va fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Vânjumare cu propunerea corespunzătoare. După ce a primit îngrijiri medicale la spitalul din Drobeta Turnu Severin, femeia a fost trimisă acasă, iar bărbatul atacator a fost reținut pentru 24 de ore pentru lovire și alte violențe.